Elevii școlii din zona peninsula, situată între Năvodar și Lumina, au primit prin intermediul celor de la Crucea Roșie mai multe rechizite de la colegilor din orașul Năvodar. Ne bucurăm că am fost util și am venit în sprijinul unor familii nevoiașe din județ. Și sperăm ca toate lucrurile strânse să le fie de folos copiilor și să se bucure în același timp de ceea ce vor primi. Primăria Năvodar încurajează mersul la școală, mai ales în zonele unde posibilitățile materiale sunt mai reduse. Drept urmare, reprezentanții instituției au fost prezenți la acțiunea de astăzi. Ne bucurăm să răspundem unei acțiuni frumoase. Ținem cont și de faptul că vor veni sărbătorile de iarnă și ne este dragă colaborarea cu filiala Năvodar Crucea Roșie. Copiii din clasele 1-4 împreună cu cei de la grădinița din peninsula se bucură de cadourile primite, iar profesorii spun că le vor fi de mare ajutor în acest an școlar. Rechizitele pe care le-au primit chiar și la începutul anului școlar, acele cărticele ți-au fost foarte binevenite pentru că i-a scutit pe ei cărțile, caietele speciale. Le-am cumpărat eu cu banii mei, cu excepția a 5 părinți. Ghiozdanele pe care le-au primit cei mici sunt echipate cu tot ce au nevoie. În primul rând am axat pe rechizite și ghiozdanele. Ghiozdanele echipate cu tot ce trebuie pentru școală. 240 de colete au fost strânse și împărțite în școlile și grădinițele din zonele defavorizate din Lumina și Peninsula.